Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru joi, 27 mai. Hai să vedem pentru această zi de joi, 27 mai, în care avem parte de aspectul astrologic tensionat de quadratură între Venus și Neptun. Ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant! În primul rând, câteva cuvinte despre quadratura dintre Venus și Neptun. E posibil, mai ales pe partea de dragoste, să creeze niște tensiuni între așteptările sau visele pe care le avem noi de la partenerul nostru versus ceea ce poate să ne ofere această persoană în realitate. Și aici cu steaua vedem că această temă a viselor, a gândurilor, a emoțiilor proiectate asupra altei persoane este foarte puternic accentuată. Hai să clarificăm aici cu steaua ce vise se pot împlini versus quadratura dintre Venus și Neptun, ce vise sau așteptări sunt nerealiste și pot să ne aducă doar tensiuni în relațiile noastre de dragoste. Hai să vedem. Magicianul, 4 de cupe și cavalerul de săbii. Ok, aici s-au clarificat puțin lucrurile. Această stea, această arcană majoră care în tarot reprezintă și zodia vărsătorului ne arată că o dorință, o aspirație, un vis pe care îl avem pe partea de dragoste în legătură cu partenerul sau partenera voastră sau cu relația voastră, cu familia voastră, cu situația voastră de cuplu sau dacă sunteți singuri, cu persoana pe care vreți să o atrageți în viața voastră, se poate manifesta, se poate realiza, se poate îndeplini doar dacă aici voi preluați controlul situației și dacă voi inițiați ceea ce vă doriți. Pentru că aici este foarte clar că universul nu v-a oferit ceea ce v-ați dorit. V-a oferit aici 4 cupe deja pe care voi tot le refuzați. Și soluția este să îmbrățișați această energie a magicianului și a cavalerului de săbii, să fiți proactivi și să acționați. Să faceți ceva pentru a îndeplini visul, dorința, aspirația voastră în dragoste. Dacă sunteți singuri, nu mai stați pe gânduri, nu mai tot așteptați să vină făt frumos pe un cal alb să vă salveze, să vă cucerească. Aici voi trebuie să fiți războinicul pe acest cal înaripat care pornește în căutarea partenerului sau partenerei ideale. Și aici vreau să atrag atenția pentru o mică categorie dintre voi, pentru cei care ați avut deja câteva relații eșuate, nu ați fost mulțumiți de 3 sau 4 parteneri din trecut, gândiți-vă foarte atent dacă partenerul vostru ideal, acea idee idealizată, perfectă, asupra persoanei pe care o vreți să o aveți alături de voi, ar apărea astăzi, în această clipă, în fața voastră și v-ar vedea așa cum sunteți astăzi, această persoană v-ar accepta oare sau și el sau ea ar proceda ca această persoană din cartea cu 4 de cupe, dacă ar refuza oferta pe care voi o aveți de făcut. Pentru că dacă voi nu vă ridicați la așteptările persoanei idealizate pe care aveți voi în mintea voastră, atunci trebuie să vă folosiți de magician și de cavalerul de săbii ca să vă transformați în primul rând pe voi, să vă asigurați că voi ajungeți la acel nivel, la acel standard atât de înalt pe care l-aveți în mintea voastră și atunci o să vedeți că aceste 4 cupe o să se transforme în 9 și o să primiți trofeul pe care vi-l doriți. Dar trebuie și voi să depuneți un efort înainte. Pe partea de sănătate avem aici arcana majoră Moartea, cartea care în tarot reprezintă zodia Scorpionului și care ne vorbește despre transformări radicale care vin aici pe sănătatea voastră. Hai să clarificăm puțin aceste transformări, în ce constau aceste transformări și dacă sunt benefice sau dacă sunt mai puțin plăcute pentru voi. Hai să vedem. 7 de monede, 4 de săbii și 2 de cupe. Ok. Transformările sunt foarte benefice.
doar că cu șaptele de monede o să dureze până când tratamentul, terapia, dieta sau noul stil de viață o să își facă efectele asupra voastră. În această perioadă, cel mai bine este să aveți răbdare și să vă odihniți, asigurați-vă că dormiți suficient, pentru că aici cu doiul de cupe vedeți acest simbol al farmaciei, al medicinei, vedem că ați primit tratamentul corect, ați primit terapia corectă pentru voi, dar trebuie să îi acordați timp acestui medicament, acestui stil de viață, acestor noi lucruri pe care le implementați acum în viața voastră, ca să își facă efectul. Și atunci când efectul lor o să fie complet asupra voastră, o să ieșiți din acest tratament, din această terapie, din acest ciclu, transformați, renăscuți, mai puternici, mai înțelepți și cu o stare de sănătate mai bună. Dar aici nu o să fie de pe o zi pe alta, aceasta nu este o pastilă magică, ci este un întreg drum pe care trebuie să-l parcurgeți astfel încât să vă transformați în cea mai bună versiune a voastră, atât din punct de vedere fizic, cât și mental și emoțional. Pentru că vedem aici că sunt prezente și monedele care reprezintă corpul vostru fizic, transformarea la nivel fizic o să dureze, o să fie una lentă, dar în același timp stabilă. Sunt prezente și gândurile stabile, modul vostru de a gândi, de a acționa, de a fi. Sunt prezente și cupele, emoțiile voastre. Aici trebuie să fie o transformare completă. Trebuie să ardeți complet vechiul vostru mod de a fi, de a exista, de a gândi, de a acționa, pentru a renaște mai puternici, mai vitali și mai longevivi. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici regele de bâte. Un rege foarte energic, foarte pasional, un șef, o persoană cu autoritate, care puteți fi voi sau poate fi superiorul vostru. Hai să vedem ce are să spună acest rege de bâte pentru voi pe partea de afaceri, bani și carieră, cum vă poate ajuta, cum vă poate susține, cum puteți să beneficiați de această energie. Avem aici regele de cupe, turnul și îndrăgostiții. Ok, ai cam înțeles mesajul. Aici, regele de bâte ne arată că e momentul să acționați, să faceți o schimbare radicală în finanțele voastre, în cariera voastră, în afacerile voastre, în investițiile voastre. De ce trebuie să acționați? Pentru că aici regele de cupe ne arată că voi simțiți că vine o schimbare. Voi intuiți ceva foarte puternic, ceva foarte dramatic, foarte important. Și acest ceva foarte important este un moment de turn, este un moment de cotitură în care ceva o să se schimbe radical, ceva se destramă complet, se elimină complet din viața voastră. Fie că e din cauza conjuncturii, din cauza societății, din cauza mediului sociopolitic, din cauza mediului economic, niște lucruri pe care voi nu le puteți influența și nu le puteți ignora. Și aici regele de cupe mi-arată că voi presimțiți că vine această schimbare. Și e foarte important să vă ascultați instinctele și atunci când o să aveți ocazia să faceți o alegere, să țineți cont de aceste mesaje pe care regele de cupe și regele de bâte vi le transmit în mod intuitiv. Pentru că aici voi știți ce aveți de făcut. Voi presimțiți ce o să urmeze. Intuiția nu vă înșală. Trebuie doar să vă ascultați intuiția și, asemenea acestui rege de bâte, să aveți curajul să acționați atunci când este momentul potrivit. Să aveți curajul să faceți acea alegere drastică, radicală, astfel încât să ieșiți de partea învingătorilor în urma acestor transformări pe care voi nu aveți cum să le influențați. Aici, momentul de turn, nu aveți cum să-l deturnați, nu aveți cum să-l influențați, pentru că sunt niște circumstanțe exterioare care vin și distrug ceva. Și acest ceva care se distruge depinde de situația particulară a fiecăruia. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să pierdeți un client foarte important pe care vă bazați. Dar aici voi deja simțeați din trecut că nu e tocmai cea mai bună strategie să vă bazați pe un singur client important și că ar trebui să vă diversificați portofoliul. Poate pentru voi acest turn o să elimine un proiect sau poate chiar un departament din compania în care lucrați.
și trebuie să vedeți aici cum vă reorientați profesional, fie în interiorul aceleiași companii sau într-o companie diferită. Aici depinde de situația particulară a fiecăruia, ascultați-vă intuiția și acționați atunci când este momentul potrivit. Veți ști când este acest moment potrivit. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi de joi, 27 mai. Hai să vedem ce mesaj scoatem de la aceste cărți oracol. Sunt într-o călătorie nesfârșită prin veșnicie. Ziua de azi este un moment foarte captivant din viața mea. Mă aflu într-o minunată aventură și nu voi mai trece vreodată prin această experiență anume. Un mesaj foarte frumos care vă aduce aminte să trăiți la maxim momentul prezent. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!